Bună, Silvia! Vreau pentru început să vă mulțumesc celor peste 6.000 de abonați la canalul meu de YouTube. Să știți că fără voi n-aș fi ajuns aici. Vă invit în continuare să vă abonați la canalul meu, că vreau să ajung la 10.000 de abonați. Ca să pot să activez funcția join, este foarte important pentru mine. Vă mulțumesc! Hai să vorbim puțin de foștii concurenți. Am văzut o postare de Alinei, să știți că bate vântul la noi, dar asta e, și vântul e nevoie de el și de el e nevoie. De la Alina din sezonul 5, a spus ceva foarte amuzant de Dragobete, cum și-a făcut singură buchetul de flori, fără să știe că e pentru ea. Știți că ea are un magazin de flori și nu doar de flori, parcă mai sunt și jucării și cadouri, nu contează. Principalul e că merge bine magazinul și mă bucur foarte tare pentru ea. Chiar mă bucur că merge bine și doresc să meargă încă 100 de ani acolo. Și spunea că un prieten de-a lui Valentin i-a făcut o comandă de un buchet de flori și i-a spus să-l faci cum ți-ar place ție. L-a făcut foarte frumos, am văzut și fotografie extraordinar. Și au plecat prima dată trebuia să ducă niște cutii în cameră, în casele acolo, în apartament, dar când au ajuns sus cu cutiile, n-au avut cheile, s-au întors și au plecat la un local. Ea nu a știut nimica, tot era aranjat de Valentin, să-i facă o surpriză, Dragobete. Frumos gest, chiar mă bucur că încă își fac surprize. Încă, n-au niciun an de căsătorie. Când au ajuns acolo, a venit și s-au așezat la o masă, bineînțeles, a venit și prietenul lor și a întrebat Alina cum unde-i fata și el se uita, erau formați acolo live, când au live, era o fată care, cred că era în formație sau cam așa ceva și Alina a crezut că este pentru fată și atunci băiatul acela, care avea buchetul de flori în mână pentru că îl dăduse, a luat buchetul și l-a dat lui Valentin. Și Valentin i-a spus, este pentru tine. A fost foarte și surprinsă și fericită, pentru că și-a făcut singură buchetul, exact cum l-a dorit ea. Un gest foarte, foarte frumos. Foarte frumos și romantic. Da, lucrurile romantice chiar îmi plac, mai ales când au loc între doi iubiți. Poți să faci și un gest romantic și în familie, dacă vrei, la o soră, un frate, un unchi, o mătușă, dar când e între doi parteneri de viață, e extraordinar. Trebuie să fie extraordinar. Eu n-am avut parte de gesturi romantice din partea fostului meu bărbat, dar trebuie să fie. Nu știu. Eu am avut bărbatul meu a fost mai practic, așa, nu făcea surprize de-astea romantice. Și vreau să vă spun că în continuare nu știu nimic despre Gabriela și Valentin la sezonul 6. Am văzut că i-au postat ea, cu el n-am văzut nimic în ultimul timp, ea a postat niște fotografii cu Gabriela Fitness împreună cu două fete, în prima poză, în cealaltă cu mai multe fete, dar nu ne-a dat nicio declarație în legătură cu despărțirea lor sau separarea, nu pot să-mi dau seama. Dacă nu a postat nimic niciunul dintre ei, Valentin a spus, acum vreo săptămână parcă, să lăsăm în pace, că la momentul potrivit o să ne spună, dar văd că momentul acesta potrivit n-a mai venit și stăm toți așa curioși, mai ales eu, că știți că Gabriela era preferata mea și eu vreau să fie bine, eu vreau să fie fericită. Împreună cu el s-au separat, nu contează, asta e alegerea ei. Și am văzut o poză cu Damaris, cu un păr foarte lung, o poză foarte frumoasă reușită. Și scria acolo că lumea zice că viața e prea scurtă ca să nu o trăiești. Iar ea a completat și a zis așa, viața e prea scurtă ca să nu o trăiești fără de Dumnezeu. Asta era părerea ei. Dar eu respect părerea ei, dacă e așa crede, așa face. Iar am văzut poză cu Inga în baie, dar baia nu știu dacă era la ea acasă sau era undeva la un local. Foarte frumoasă, aranjată, foarte frumoasă era baia, așa, aranjată cu flori, cu de toate, frumos, foarte frumos. Am văzut-o și pe Adina, a postat două poze, trei. Într-una scria, nu te întreb nimic, doar să spun că te admiră. O admiră, admiratorii, aia fac, admiră. Iar altă fotografie era, ea îmbrăcată stewardesă și o întrebare foarte, eu aș putea spune hazlie, era întrebarea ce păsărică zboară cel mai sus și a răspuns cea stoiardese, așa a răspuns ea.
Mi se pare puțin indecent, dar e părerea Adinei, că toți o știți pe Adina din sezonul 6, ce fel de fată a fost. Și l-am văzut din nou pe Aaron, că știți doar că Aaron, eu l-am plăcut la început când a intrat, până să înceapă să bată câmpii. Și-a găsit Iubi, e frumușică, e blonduță, era în mașină, nu știu dacă stau împreună sau nu, n-a declarat asta, dar asta e fix problema lui. Andrei de la sezonul 5 tot pune poze foarte trist. Păi dacă și-a luat țeapa, și-a luat acum ce să facă, poate să pune el poze trist. Nimeni nu poate să-l ajute și a făcut-o cu mâna lui. Și am mai văzut o fotografie la un local, erau, cred că la un bar, Ion și Raluca. Eu l-am admirat pe el în sezonul 4, parcă a fost, mai știu. Și Larisa de la sezonul 5, făcuse niște poze pe o blană artificială sau naturală, nu știu, undeva în fața oglinzii. Foarte sexy pozele. Ea nu era chiar așa frumușică nemachiată, ați văzut-o, că semăna băia, dar nu contează. Eu am simpatizat-o foarte, foarte tare și am văzut-o și pe Alexandra Gioca. Foarte frumoasă fată, chiar mă bucur pentru ea. Am văzut că nu mai e cu, de fapt, de mult nu mai e cu Cosmin, alegerea ei. Și era Robert, parcă în sezonul 5 a fost cu o fată, parcă în 5. Și am văzut-o și pe Iana. A făcut 3 fotografii, erau, dar năcăjită, se strâmba într-un fel așa și scria: așa arată omul flămând, obosit și nedormit de 2 zile. Atât. N-a dat niciun fel de explicație unde a fost de n-a dormit 2 zile și n-a mâncat 2 zile și a mers sau a fost un mijloc de transport. Atât a scris și făcea și o față. Dar asta e problema ei, viața ei, fiecare face ce vrea. Am văzut-o și pe Raluca singură într-o poză, pe Raluca cu Alex, Raluca de la sezonul 6, care activează și la Capricii. Am impresia că a intrat și la Măștile Iubirii, nu știu, că n-am mai văzut de vreo o perioadă Măștile, foarte puțin văd, că prea multe ori eu nu pot să mă uit atâtea ori la ora 2 până la 11 seara sau la cât se termină. Trebuie să mai și dorm, nu? Și astea sunt foștii concurenți. Când o să mai aflu alte noutăți, bineînțeles că am să vi le spun, sigur că dacă eu mă informez, vreau să știu despre viața lor, cum alții se informează despre viața mea. Cam atât am avut să vă spun, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, 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 like-ul e foarte important pentru mine. La revedere!